Monica Podaru este noua directoare a Direcției de Prestații Sociale Gorj de aproximativ o lună. A lucrat timp de ani buni în cadrul instituției, iar ultima sa funcție, înainte de a deveni managerul direcției, a fost aceea de consilier pe partea juridică. Spuneți-ne, cu ce v-ați ocupat înainte de a fi director? Am fost consilierul juridic al acestei instituții. Lucrați de mult timp în care direcție? De vreo 14 ani. La prima sa întâlnire față în față cu edilii din județ, le-a atras acestora atenția în ceea ce privește întocmirea eronată a documentației, în baza cărora sunt acordate atât alocațiile de susținere a familiei, cât și ajutorul social. Eu avem aici pe noua directoare de la Agenția Județeană de Prestație Socială, domnișoara Monica Podaru, și o să vă prezinte deficiențele constatate de prestațiile sociale ca urmare a punerii în aplicare a dispozițiilor primarilor de acordarea drepturilor la ajutorul social și la alocația de susținere a familiei. Sau există membri de familie prevăzut în cereri, care figurează în baza noastră date ca fiind beneficiari de prestații sociale în alte județe. Beneficiind de prestații sociale în alte județe, nu au cum să beneficieze de prestații sociale și în județul Gorj. Este declarația pe proprie răspundere, dar se face și o verificare în teren a situației. Noua directoare nu a vrut să precizeze care sunt primăriile care au transmis date eronate despre beneficiarii prestațiilor sociale, precizând faptul că mai întâi a vrut să-i avertizeze în această privință și mai apoi, dacă nu se conformează, va face public numele acestora.